Șcheiul îmbracă ia de sânziene. Pe 24 iunie, Brașovul sărbătorește ziua universală a ei, simbol al culturii identitare românești. S-au ocupat de pregătirea unor evenimente speciale Asociația Culturală Artesentia și Uniunea Junilor din Șchei, Brașovului și Brașovul Vechi. Organizatorii vă invită să petreceți ziua dedicată ei în Șchei, printr-o călătorie pe tărâmul tradiției, al istoriei și al artelor, pe traseul Casa Junilor de pe strada prândului numărul 1, Piața Unirii, Gale Galeria Albastră de pe strada Ceahlău numărul 2. Vineri de la ora 17 la Casa Junilor, artistele brașovene Victoria Țăroi și Georgiana Gămălie vor deschide evenimentul cu expoziția de fotografie documentară și artă contemporană Șcheiul îmbracă IA, cuprinzând lucrări inspirate de semantica ei. Participanții vor avea ocazia să afle amănunte inedite despre portul tradițional din Șchei, din expunerea susținută de istoricul dr. Alexandru Stănescu. Sărbătoarea va continua cu iile la la pas prin chei pe traseul Casa Junilor Piața Unirii și se va încheia cu vizita la Asociația Culturală Artesentia, la minunata Galerie Albastră. De la orele 19, artista Alexandra Fitz îi va întâmpina pe vizitatori pe Tărâmul Artelor. Recitalul de voce și pian va fi urmat de vernisajul celei de-a doua părți a expoziției și îmbracă Ia. Expun Georgiana Gămălie, Gabriela Naftanailă, Leventu Diana Roaca, Victoria Țăroi, Ioana Ronțăroi, Vladimir. Țărăi și Horia Țigănuș. Prin această sărbătoare, Brașovul se alătură comunității românești care de sânziene celebrează la unison Ia Românească, precizează coordonatorii Asociației Artesentia. Ziua dedicată ei a fost propusă de comunitatea online la Blues Rumen în anul 2013, iar de atunci s-a bucurat de un succes imens, fiind în prezent sărbătorită pe șase continente în peste 50 de țări din lume, de către românii de pretutindeni. Șcheiul îmbracă IA este cel de-al doilea eveniment organizat de către Asociația Artesentia cu ocazia Zilei Universale a IEI la Brașov. Prima ediție, intitulată Turnul Alp, poartă IA, a avut loc anul trecut. Iubitorii de tradiții care doresc să participe la evenimentul de la Brașov sunt așteptați să se alăture cum altfel decât purtând IA.